direct cu noi. Bună seara, domnule Pricopie! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Eu vă mulțumesc pentru prezență! Așadar, am ascultat ce spunea europarlamentarul Victor Negrescu. Ține acum de universitate și de mediul academic să vedem reacții dure și încercarea lor de măsuri, astfel încât să existe și consecințe legale. Ce urmează să faceți? Care este următorul demers, domnule Remus Pricopie? La nivelul departamentului juridic, astăzi s-a făcut o analiză detaliată. N-am să pot să intru acum, pentru că deocamdată textul respectiv nu este oficial, dar sunt o serie de încălcări din legislație. Sigur, domnul europarlamentar Victor Negrescu, eu am să-mi permit să-i spun domnul profesor Victor Negrescu, știe exact care este semnificația negativă a acestor atacuri și are dreptate când vorbește despre o atitudine clară împotriva unor acțiuni de acest gen, dar există și o componentă juridică pe care noi o vom prezenta în câteva zile instituțiilor specializate. Nu sunt procuror, nu sunt judecător, dar cred că atâta timp cât într-o lege, și de fapt nu este într-o singură lege, sunt mai multe legi care prevăd foarte clar că n-ai voie să desfășori astfel de activități unitățile de învățământ, cred că trebuie să sesizăm aceste organe de specialitate și să decidă. Așadar, dacă nu facem o sesizare nimic, la parchet? V-am spus că deocamdată nu este finalizată procedura, dar în momentul în care vom avea un document aprobat oficial în SNSPA, vom face public demersul nostru și vă vom spune pe cine am sesizat. Sigur, o opțiune este să sesizăm parchetul. Eu vă spun sincer și am mai făcut această declarație astăzi că mă așteptam ca organele statului să se autosesizeze având în vedere ceea ce s-a întâmplat ieri. Dar nu e nicio problemă, sigur o putem face și noi. Însă nu-i numai parchetul. Cred că mai sunt și alte instituții ale statului care pot fi sesizate pe acest subiect. Domnule Remus Pricopie, am văzut... Noi vorbim, mă scuzați că vă întrerup, noi vorbim despre un partid politic. Există o lege a partidelor politice, există o procedură cum statul român recunoaște o organizație ca fiind partid politic. Și la fel de bine scrie în legislația românească ce se întâmplă atunci când un partid politic nu respectă legea. Pentru că noi nu vorbim despre o acțiune a lui George Simion. Noi vorbim despre o acțiune coordonată de o instituție politică numit AUR. Domnule, da. Bun, voiam să vă întreb, am văzut cum arată acele pliante, iar pe pliante apare inclusiv fotografia dumneavoastră, poza dumneavoastră. Întrebarea este dacă considerați... Nu e poza mea, este o stilizare și îi mulțumesc autorului, am să o pun în ramă pentru că e foarte frumoasă. Bun. Deci uitați-vă cu atenție, dar nu e fotografia mea. Veți considerați că ar putea fi vorba și despre un atac la persoană? Să știți că persoana Pricopie sau Cristi Pârvulescu nu sunt atât de importante în raport cu gestul pe care acest partid politic l-a făcut. Eu nu vorbesc de... Am fost ministru educației, evident, am fost criticat, am fost atacat, am fost jignit, sunt obișnuit cu lucrurile astea. Noi vorbim despre sănătatea spațiului academic și sănătatea democrației din România. Cum au nu persoana lui... Vă rog. Cum au perceput studenții aceste pliante care au fost împărțite în... Să știți că noi facem festivități de deschidere pentru fiecare tip de program, licență, master și pe facultăți. Deci ieri am avut 10 activități de genul acesta, în timp ce cei de la AUR erau prin clădire și încercau să împartă pliante, că prea multe nu prea au împărțit. Studenții, unii dintre ei erau la festivități, iar... S-au făcut și glume în timpul festivității de deschidere. Nu prea e de glumit, dar uneori te gândești oare ce poate să fie în capul unor politicieni sau pseudopoliticieni să facă un astfel de demers. Asta este prima parte. A doua parte a răspunsului meu la întrebarea dumneavoastră, studenții au dat un comunicat. Eu l-am citit din presă, ca și dumneavoastră, pentru că noi nu intervenim peste studenți, nu le spunem noi cum să facă sau cum să nu facă.
E adevărat că m-au informat că vor avea o poziție și le-am spus, sigur, voi decideți, așa cum au mai dat și cu alte ocazii comunicate. Deci acolo, l-am citit și eu, scrie foarte clar care este poziția lor. Utilizarea spațiului academic pentru obiective politice este inadmisibil. Aș adăuga o a treia idee, care e dincolo de reacția studenților. Să știți că nu știu cine îi consiliază pe cei de la AUR, dar ceea ce au făcut ieri va avea, curând, o să vedem în sondaje, un efect negativ extraordinar. Spuneți-mi și mie, cum percepe un părinte sau chiar și un student mesajul lasă-te de școală, vină în partid? Deci aceasta este o demonstrație clară că acest partid care clamează patriotismul și este cu România tot timpul pe buze, de fapt vor să, acest partid dorește să arunce în aer o țară. Ce fel de exemplu poți să fii tu pentru tineri spunându-le lasă-te de școală, vină la partid? Bun, mulțumesc.